Cu ajutorul Domnului am ajuns la ultima lecție referitoare la lucrarea Duhului Sfânt. În această seară vom aminti alte trei daruri, darul deosebirii Duhurilor, al vorbirii în felurite limbi și al tâlmăcirii limbilor și vom încheia cu o scurtă concluzie. Darul deosebirii Duhurilor, în expresia din greacă diakrisis, înseamnă a separa pe unul de altul, a distinge. Cei care au acest dar au cunoașterea interioară de a citi, de a deosebi ce se află în spatele unor cuvinte sau unor fapte. Ce duh este cel care acționează printr-o persoană sau într-o anumită lucrare. Și dar o cunoaștere supranaturală a duhurilor. Acest dar apare pe lista din 1 Corinteni 12 în versetul 10. Să îl înțelegem mai ușor observând două caracteristici. Darul deosebirii duhurilor este foarte necesar datorită influențelor celui rău și datorită imixiunii filozofice, care de fapt este tot o influență de natură spirituală în lucrarea Domnului, în acțiunile interumane din domeniul religios. Să sesizăm câteva situații din Scriptură în care se vede felul în care diavolul se maschează, ascunzându-și adevărata intenție, pentru că aici intervine deosebirea. Se deosebește dintre două imagini aparent bune, care este cea adevărată și care este cea falsă. Domnul Iisus Hristos spunea în Evanghelia după Matei, la capitolul 7, versetul 15, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Cine ar putea să-și dea seama după imaginea blanei și ea se ascunde măruntaiele din dosul ei? Ce gând poartă un om în minte care începe poate un discurs sau o profeție cu o vorbire blajină, cu niște expresii de natură biblică. Să citim și din capitolul 16 din Matei, pentru a vedea cât de ușor poate fi un om înșelat și prin el cei care relaționează într-o anumită lucrare cu el. Aici este scris de la versetul 14 despre declarațiile unor oameni referitor la Domnul Iisus. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic Ieremia sau unul din proroci. Dar voi le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, fericit de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Dar în aceeași discuție, după ce Domnul le prezintă scopul prezenței sale pământești, jertfirea, moartea și învierea glorioasă, scrie de la versetul 22. Petru l-a luat deoparte și a început să-l muste zicând să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satană, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Iată că Petru de data aceasta n-a mai gândit sub influența Duhului Dumnezeu. A revenit la gândirea sa de om, stare în care putea foarte ușor să fie influențat de diavol.
Omul este foarte vulnerabil din grădina Edenului, de când a fost înșelat și ispitit prima dată și până în seara aceasta. În vremea din urmă, timp pe care credem că îl parcurgem, scria Pavel în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1, asistăm la influențe demonice pe linie doctrinară. Și uneori nu este ușor să deosebești o învățătură falsă, care este o manipulare demonică foarte strategică. 1 Petru 4 cu 1. Dar Duhul spune lămurit, pentru că Duhul știe, știa cu anticipație, cunoaște în mod explicit când situațiile apar. Când vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Puneți acest verset lângă ce vă citesc din 2 Tesaloniceni 2, de la versetul 9. Arătarea omului fără de lege, nelegiuitului, se va face prin puterea satanei. Lăsăm minuni, semne, puteri mincinoase și cu toate amăjirile nelegiuirii. Și aici cred că se include și învățătura, care este bine să fie detectată în originea ei, în sursa ei. Să ne deplasăm puțin în Vechiul Testament, în cartea Iov, unde avem în acțiuni practice puterea și mâna diavolului. Știți că după aceea ședință din fața Domnului, când el a primit aprobare să îl atace pe Iov, în discursurile din cartea lui Iov, Satan și-a continuat ispitirea. El nu s-a oprit după ce i-a distrus averea lui Iov și i-a ucis copiii, i-a îndepărtat soția și prietenii. A continuat să-l ispitească, până când Dumnezeu a venit, a îndepărtat negura din jur și l-a readus în prosperitate. Iată ce scrie în Iov, la capitolul 4, pagina 524, sunt cuvintele din cuvântarea întâi a lui Elifaz, 4:15. Un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul, un chip cu o înfățișare necunoscută era înainte ochilor mei și am auzit un glas care șoptea în citișor. Eu cred că aici este o informație demonică ce s-a strecurat în mintea interlocutorului lui Iov pentru a-l înșela, pentru a-l seduce și intimida ca să păcătuiască mai departe. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei. Iată că a avut chiar o viziune, o imagine. Și-a întrebat, fii omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Hai să admitem că nu este fără vină. Fii el curat înaintea celui ce l-a făcut? Și acum apare o expresie care este infirmată de restul Bibliei. Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dar găsește el greșeli chiar și la îngeri. Unde scrie în Biblie că Dumnezeu este nemulțumit de activitatea îngerilor? În psalmi este scris, de exemplu, că ei îndeplinesc poruncile lui Dumnezeu și sunt niște duhuri slujitoare, nici de cum, care se abat și nu respectă ceea ce Dumnezeu le cere. Dar diavolul înșeală. Un al patrulea care ia cuvântul în cartea Iov, capitolul 32, este Elihul și îl zice de la capitolul 33, versetul 3. Cu curăție de inimă voi vorbi. Buzele mele vor spune adevărul curat. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut suflarea celui atotputernic când dă viață. Acest om nu este condamnat și socotit greșit de Dumnezeu în finalul cărții. Dar ceilalți
sunt criticați pentru greșelile, cred eu, sub influența diavolului pe care le-au comis, fără să-și dea seama. Și prin ei diavolul ar fi vrut să-l păcălească pe Iov. Dea Domnul ca noi și toți frații noștri de peste tot să nu fie înșelați. Și acțiunile diavolului să fie receptate ca atare. Fie că se manifestă prin învățătură înșelătoare, fie că se manifestă prin semne și minuni mincinoase, dar despre acest aspect am vorbit la lecția anterioară. O altă caracteristică a deosebirii duhurilor este faptul că acest dar se asociază cu însăși puterea eliberării de demoni. Altfel, n-ar fi un mare câștig să știi că Satana s-a ascuns în cineva, dar să nu-l poți elimina, să nu-i te poți împotrivi. Dar dacă acea forță este eliminată, atunci există o biruință de plină. Duhul nu doar deosebește, are și autoritate asupra tuturor celorlalte duhuri. Așa și-a învrednicit și însărcinat Domnul ucenicii și în mod special însuși Domnul iese în evidență prin deosebirea și autoritatea ce o avea. Iată ce scrie în Matei capitolul 12, unde de la versetul 22 apare o discuție, un set de întrebări. Atunci i-a adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Când au zis farisei locul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dragi decât cu Belzebul, domnul dracilor. Și Domnul le spune că așa ceva nu se poate. Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat. Deci, cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară, dragi cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri, cu cine scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară, dragi cu Duhul lui Dumnezeu. Deci, iată puterea cu care Domnul acționa. Atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Deci, împărăția în faza ei nouă testamentală prevedea sau avea și autoritatea ca pe lângă deosebire să scoată afară duhurile necurate. Rămânând tot în Matei, citim din capitolul 17, unde de la versetul 15 este prezentat un om în fața Domnului Iisus care îi zice, Doamne, ai milă de fiul meu căci este lunatic și pătimește rău, de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece, dar de fapt n-au putut să le libereze de acel demon. Ucenicii întreabă de ce au fost în incapacitatea acestei lucrări și Domnul răspunde versetul 20, din pricina puținei voastre credințe. Deci iată că precum celelalte lucrări și autoritatea de a scoate demoni se bazează tot pe actul credinței. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ar zice muntele acestuia, mută-te de aici, colo, și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Deci Duhul Dumnezeu, așa cum spunea la început, a avut putere de creație în lumea spirituală și în cea fizică. Ori și după aceea are aceeași putere să mute munții, că el e așezat, sau să facă mutații în lumea spirituală, fiindcă El i-a creat. Și încă un ajutor în această lucrare, versetul 21, dar acest soi de demoni nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Lucrări care împuternicesc omul pentru ca să poată surclasa, să poată demonta sau anula acea lucrare demonică. Aici mai fac precizarea că datorită influențelor diavolului prezente peste tot,
toți credincioșii au o măsură limitată, minimă necesară de deosebire a duhurilor. Datorită faptului că toți credincioșii care au în ei Duhul lui Dumnezeu, au din acest duh care poate să deosebească în mod desăvârșit. Iată ce scrie în 1 Ioan, capitolul 4, despre lucrarea aceasta de deosebire generală a duhurilor. Pagina 1201. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroși mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Rețineți partea întâi din versetul 3. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus. Am întărit această expresie, fiindcă unii se leagă într-un mod neîntemeiat, folosind ca un slogan expresia Iisus Hristos a venit în trup. Deci nu neapărat expresia aceea are valoare în sine. Orice duh care nu mărturisește pe Iisus în întreaga sa lucrare, în adevărata sa identitate, acela este Duhul lui Anticrist. Deci cine îl mărturisește pe Domnul Hristos ca venind să ridice păcatul lumii? Cine crede că El a venit, a trăit, a propovăduit, a fost om ca și noi, dar împuternicit de Dumnezeu, fără păcat, că s-a jertfit, s-a înălțat? Este, dacă îl recunoaște, repet, un om bun cu o vedere sănătoasă și se află sub influența Duhului Dumnezeu, iar dacă nu recunoaște, aici se cunoaște și poate să-și dea seama oricine puterea întunericului. Deci totul se împărtește în jurul persoanei și lucrării Domnului Iisus. Pe El, zicea Pavel către Corinteni, trebuie să-L avem tot timpul între noi, într-o imagine vie și atrăgătoare. Fie Domnul și numele Lui înălțat peste noi, fie imaginea Lui îndrăjită, agreată, propovăduită, pentru că ea este mântuitoare și ocrotitoare. Aș adăuga aici că orice propovăduitor care nu-L prezintă pe Iisus în centrul imaginii este deja cu un semn de întrebare. Orice vindecător sau făcător de minuni care nu-i dă toată slava lui Iisus îi ridică deja nelămuriri. Pentru că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în Domnul Hristos. Să fim așadar atenți, pentru că Scriptura ne prezintă Hristos mincinoși, apostoli mincinoși, proroci mincinoși, evangeliști cu alte evanghelie, păstori luprăpitori și învățători mincinoși. Deci, toate formele de lucrare au fost falsificate de diavolul. Oameni care se prezintă a fi Mesia, cum a fost dusă rătăcire toată lumea musulmană, alte erezii, mormonismul, branhamiștii cei cu botezul a doua oară, oameni care se pretind a fi ultima revelație a lui Dumnezeu, bahaismul și altele, proroși mincinoși, care au capacitatea să prezică, dar nu adevărul, ci doar să slujească într-un fond magic. Lubrăpitori care știu prin cuvântări dulci să atragă mulțimea cu scop de câștig, învățători care par că stăpânesc arta oratoriei, se pricep să prezinte amănunțit lucrurile vorba cuiva. Prima cărămidă o pun greșit și după aceea zidesc la firul cu plumb. Toate aceste categorii sunt înșelătoare și Duhul Dumnezeu care este peste noi poate să ne dea lumină ca să nu fim înșelați. Slăvit să fie Domnul!
vis-a-vis de proroci, amintiți-vă de imaginea aceea din fața împăraților Ahab și Iosafat, când s-au prezentat sute de proroci. Și toți proroceau același mesaj. Du-te la Ramot din Galad, că își vei izbuti. Și Iosafat avea o reținere. N-avea dar o deosebire duhurilor, cred eu. Dar Duhul Dumnezeu care era în el îl făcea să nu aibă încredințare în ceea ce se zice acolo. În final a venit Mica și vă citesc doar în idee scurtă ceea ce el zice în cartea 1 Samuel, 1 Împărați, capitolul 22, de la versetul 19. Și Mica a zis, asta ca să vedem puțin ce se întâmplă în lumea duhurilor. Ascultă dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul de domnie și toată știrea celor stând la, lângă el, la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab ca să suie la Ramot din Galat să piară acolo? Și au răspuns unul într-un fel, altul într-alt fel. Și un duh a venit, s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis, cum? Voi ieși, i-a răspuns el, și voi fi un duc de minciuni în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și îți vei atinge ținta. Ieși și fă așa. Ce permisiuni de Dumnezeu. Și toată oștirea lui Ahab nu și-a dat seama. Și în primul rând el nu și-a dat seama că merge la moarte. Pentru că n-a avut nicio distinție în interiorul lui. În mod special, cum aminteam deja, Domnul Iisus Hristos citea cu o claritate desăvârșită ce era în inima oamenilor. Identifica duhurile pe nume, îi legitima. Cunoștea și le poruncea apoi cu autoritate să elibereze persoanele. Dar în această cunoaștere deosebire a duhurilor, vreau să vă prezint cazul din Luca, capitolul 9, ca să vedeți cât de subtil și înșelător poate să fie satana. Nouă de la versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim și Dumnezeu conducea lucrările prin circumstanțele de acolo. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncești să-i pogoare foc din cer să-i miști cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Iată cum satana i-a văzut slab, i-a luat în primire și Domnul a citit în ei, e un duc rău, vă ispitește și gândirea voastră este incorrectă. Și apoi le justifică. Și le dovedește că ei erau luați în primire, sub o influență, nu erau posesie, evident, că și Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. S-au calmat, probabil și-au dat seama și împreună au plecat într-un alt sat unde, cred, li s-a oferit găzduire. Să observăm din Fapte 8 cum Petru a avut și el capacitatea discernământului, să citească intenția Duhului care era peste Simon. Pagina 1065, versetul 21. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, zice Petru, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește dar de această răutate ta și roagă-te, Domnule, ca să se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fierea amară și în lanțurile fără de lege. Pavel este prezentat și el în Fapte 13, într-o imagine mai complexă, mai complet descrisă. În prima călătorie misionară,
Scrie de la versetul 8 că au întâlnit un vrăjitor, deci un om care lucra în mod deliberat cu puterea diavolului și care căuta să abată pe dregătorul Sergius Paulus de la credință. Versetul 9. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș a oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Deci a fost identificată puterea diavolului care voia să înșele. Tot despre Pavel aflăm din capitolul 16 că era plin de puterea Domnului în fața acestor duhuri. Iată ce scrie aici de la versetul 16, unde a întâlnit o roabă care avea un duc de ghicire. În versetul 17 le facea reclamă. Și zicea: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și vestesc calea mântuirii. Seamănă cu o informație de la radio de astăzi. Și ai zice că este o informație bună. Cum uneori bisericile vorbesc să se anunțe, uite, va fi evangelizare, ca oamenii să fie informați să vină la biserică. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului pe care l-a identificat: în numele Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Slăvit să fie Domnul pentru asemenea lucrări. Nu degeaba este scris tot aici în capitolul 19 că duhurile îl cunoșteau pe Pavel, că avea autoritate. Și când fiul lui Sceva au încercat să practice și asemenea lucrări, uzând de numele lui Pavel, acei demoni au zis în versetul 15, acel duh: pe Iisus îl cunosc. Amintiți-vă de întâlnirile din sinagogi, când îi spuneau: ce ai face cu noi? Vrei să ne dai afară? Și pe Pavel îl știu. Dar voi, cine sunteți? Nu că nu-i știa, dar știa că n-au autoritate, n-au competență. Nu numai că n-a vrut să asculte, n-a fost indiferent, ci a atacat diavolul, i-a rănit. Domnul să ridice oameni cu autoritate și tuturor să ne dea discernământ, să știm ce vine de la Dumnezeu și ce este o înșelare demonică. Trecem la următorul dar, darul limbilor. Expresia în greacă este glosa, limbă sau limbaj, ceea ce presupune vorbirea într-o limbă necunoscută, neînvățată în mod educațional, intelectual, și comunicarea unui mesaj către Dumnezeu sau către popor. Cele două caracteristici care le-am ales din mai multe ce pot fi prezentate sunt: prima, vorbirea în limbi este un semn supranatural cu utilitate în vederea zidirii credincioșilor. Deci este un semn cu utilitate. De aceea, suntem îndemnați să-l folosim într-un mod util. Prima lucrare de genul acesta apare în Fapte, capitolul 2, în ziua cincizecimii, când în versetul 8 se vede chiar utilitatea. Aici oamenii întrebau: cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Iată randamentul acestei lucrări. În Fapte 10 observăm mult mai evident ca și un semn. Pentru apostolul prezent acolo, pentru oamenii care au avut parte de acest fenomen binecuvântat, Fapte 10, versetul 44.
Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Înseamnă că a fost ori lucrarea tâlmăcirii, ori au vorbit într-o limbă cunoscută de apostoli, întrucât și-au dat seama că oamenii aceia măresc pe Dumnezeu. Iată din nou utilitatea acestui dar. Ascultând aceasta, Petru a întrebat și răspunsul era logic, nu mai poate fi oprită apa dacă Dumnezeu i-a botezat, trebuia să-i boteze și ei. Avem însă detalii despre acest dar și în 1 Corinteni, capitolul 14, de unde vom citi mai multe versete. Haideți să ascultăm cu luarea minte și să lăsăm Scriptura să se explice singură. 1 Corinteni 14, versetul 2 mai întâi. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, în cazurile care vi le-am citit, fapte 2 și fapte 10, ei vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și măreau pe Dumnezeu. Căci nimeni nu-L înțelege, dacă este doar vorbire în limbi. De unde se înțeleagă? Este o limbă necunoscută. Acel om cu Duhul spune taine. Le spune lucruri interesante, a spune. Lucruri minunate, cum spuneau cei prezenți la Ierusalim. Continui să citesc de la versetul 21. În lege este scris. Deci iată că și acest dar a fost anticipat din Vechiul Testament. Voi vorbi norodul acestuia prin altă limbă și prin buze străine. Și nici așa nu mă vor asculta, în mod special despre evrei, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Și tot de aici, și de versetul 39, astfel, deci, fraților, râvniți după prorocire, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Deci, acest semn, cu utilitate, are valoarea lui, nu trebuie oprit, împiedicat, și trebuie lăsat să-și desfășoare, sub călăuzirea Domnului, cursul lui. Problema este că acest dar poate fi falsificat ușor, este greu de explicat și el funcționează într-un mod desăvârșit numai cu celălalt dar pe care îl vom aminti imediat. De aceea, a doua caracteristică vizează chiar legătura dintre aceste două daruri, vorbirea în limbi, în plen, în adunare, necesită tâlmăcirea limbilor. Altfel, rămâne cu o întrebuințare particulară. Adică, atunci când te rogi, tu și vorbești lui Dumnezeu. Iată ce lămurire aduce apostolul aici, de la versetul 4. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși. El laudă pe Dumnezeu. În Duhul lui, el se întărește. Continuăm, de versetul 5. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți, în sensul că ar fi de folos în biserică. Cine prorocește este mai mare decât cel ce vorbește în alte limbi, afară numai dacă tâlmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Deci să fie zidit și celălalt. Dacă o persoană vorbește în alte limbi și nu este tâlmăcit în biserică, este ca și cum un predicator sau oricare din adunare stă pe bancă cu Scriptura deschisă, de exemplu, și vine o lumină din cuvânt. Dar el nu spune. Cu ce se zidește ceilalți? S-a zidit el, că lui a dat Dumnezeu o descoperire, un cuvânt de învățătură. Dacă acel cuvânt este predicat, se zidește și ceilalți.
La fel este cu vorbirea în alte limbi. O rostește el și l-ați dau înțeles? Se întreabă oare. Pe ce linie a fost cuvântul acesta? La ce a făcut referire? Dar dacă este tălmăcit, dintr-o dată capătă valoare și sunt și ceilalți încurajați sau sfătuiți după casă. Să citim în continuare, de la versetul 6. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi? Vine unul să ne vorbească în limba poloneză, să nu avem niciun translator. Și dar cuvântul meu nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură. Nu știm ce face. Predică, ține studiu, evangelizează, prorocește ce face. Nu știm. Ar fi în altă limbă. Chiar și lucrurile însuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o lăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu o lăută? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Adică noi când avem de spus amin? Noi ce atitudine trebuie să luăm? Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți, atunci parcă ați vorbi în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese, adică pentru poporul care cunoaște acea limbă, acele cuvinte, fie ele cât de guturale de latine sau de saxonice sau alte limbi în alte părți ale globului, pentru acei oameni au un înțeles. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi ca un străin pentru cel ce vorbește. Și cel ce străiește va fi, și vorbește va fi ca un străin pentru mine. Și continuăm apoi de la versetul 16. Alminter, dacă aduc mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci? Tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui. Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, deci vorbirea în limbi poate fi practicată în mod individual. Tu te rogi foarte frumos, Dumnezeu te primește, tu te ajuți pe tine însuți, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Mulțumesc lui Dumnezeu, zicea Pavel, că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Cred că în rugăciunile lui particulare, știți că scrie în mai multe epistole, mă rog pentru voi toți. Cred că folosea mult aceste mijlociri, aceste laude la adresa lui Dumnezeu, dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese. Scotiți dumneavoastră câte sunt numai 5 cuvinte înțelese. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, să zicem. Decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Scotiți ca în cât timp iau 10.000 de cuvinte. Și Pavel a zis, eu mai degrabă vă spun numai această expresie de 5 cuvinte. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci. Iar la minte fiți oameni mari. Doamne, ajută-ne! Și adaug versetul 27 și 28. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică, și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Poate că ascultându-mă cuvintele ce le-am spus, veți fi tentat să spuneți unii, fratele Iosif cu asta vrea să-i pună pe toți să tacă. Nu. Aș vrea nu să tacă toți, să vorbească doi sau trei, cum e scris, dar să avem măcar unul să tălmăcească, asta ar fi bine. Nu să tacă toți, măcar doi, trei să vorbească, dar să fie cine să tălmăcească. Asta spune apostolul. Apostolul n-a avut o pledoarie împotriva vorbirii în alte limbi, ci pentru folosirea ei cu utilitate, pentru ca să fie folosit timpul de la părtășiile frățești cu randament. Pentru că altfel, probabil că în Corint existau niște abateri mult mai grave decât la noi. Imaginați-vă că unii din cei care vorbesc tare de nu le trebuie microfon, ar vorbi fiecare la, în felul lui în alte limbi, câteva vreme ce slujbă s-ar mai putea face, nici cântare, nici predică.
Și a fost nevoit apostolul să tranșeze niște reguli și să delimiteze aceste lucrări. Ca și exemple biblice de vorbire în alte limbi, am amintit deja cazul de la Rusali, cel din casa lui Corneliu, mai putem aminti cel din Fapte 19, când foștii ucenici al lui Ioan rămăseseră, dar nu mai era Ioan, au acceptat și lucrarea aceasta și scrie aici în 19 versetul 5, când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus, cu toată sinceritatea au primit botezul în apă și apoi când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât și vorbeau în alte limbi și totodată proroceau. Ca drept dovadă că Duhul Sfânt când vine, nu lasă numai vorbirea în limbi ca un semn, lasă daruri. Și vorbeau în limbi și proroceau. Sunt bineveniți oamenii care au darul acesta pentru rugăciunile de grup, de mijlocire, pentru misiune, în mod special în zonele unde Evanghelia ajunge pentru prima dată. Dumnezeu poate să le dea o vorbire în limba acelui popor sau tălmăcirea poate să fie un semn special, dar și în biserică. Deci o vorbire în limbi asociată cu tălmăcirea echivalează cu o profeție. Dacă nu, cumva are un farmec mai deosebit. Și ultimul dar despre care am făcut deja referiri, darul tălmăcirii limbilor. Expresia originală este hermeneia, ceea ce înseamnă interpretare, presupune abilitatea supranaturală de a înțelege și de a traduce, de a prezenta mesajul, cuvintele celui care vorbește în alte limbi. O primă caracteristică, tălmăcirea dă valoare profetică, practică vorbirii în alte limbi. Ea este un dar complementar. Aceste daruri funcționează împreună. Dacă vă amintiți, și alte daruri se asociază. Dar acestea două sunt absolut complementare. Din cele prezentate aici, în 1 Corinteni, capitolul 14, revin la ce este scris de la versetul 26. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă? Dacă unul din voi are o cântare, slavă Domnului, avem individuale, grupuri, formații, altă învățătură, avem altul o descoperire, mai avem altă vorbă în altă limbă, avem altul o tălmăcire, nu prea avem. Toate să se facă. Deci, o slujbă binecuvântată, obișnuită, ar presupune să fie și acest dar. Noi, uneori, ca biserică, ce avem la credincioși în adunare darul vorbirii în alte limbi, dacă am întâlnit o altă biserică ce nu are darul vorbirii în alte limbi la membrii ei, i-am provoca fraților să stăruiți, să vă dea Domnul vorbire în alte limbi. Dar și noi dacă am întâlnit o biserică ce are darul tălmăcirii, ne-a spune, măi fraților, și voi trebuie să stăruiți să vă dea Domnul darul tălmăcirii. Dar noi putem să ne însușim această lecție fără să ne țină alții predici. Este scris în Biblie. Și eu cred că Domnul e gata să lucreze. Atunci, alături de alte daruri, ceea ce facem în biserică este îmbogățit. Și recitesc următoarele două versete ca să vezi cât de clar și de categoric a fost apostolul. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul strălmăcească. Deci, Pavel socotea că toți oamenii aceștia sunt acolo, ca și cum ar spune. Acum ia cuvântul Ionel și Vasile și apoi intră Nicolae cu lucrarea lui.
Dacă nu este ce să ne tâlmăcească, să tacă în biserică, să vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Deci, darul acesta face ca darul vorbirii în alte limbi să devină util pentru adunare. O doua caracteristică, interpretarea este un dar ce trebuie cerut. Iată ce scrie aici, de la versetul 12. Tot așa și voi, fiindcă răbniți după darul duhovnicesc, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea, cine vorbește în altă limbă, să se roage, să aibă și darul să o tălmăcească. Deci există două posibilități, ca să tălmăcească cel care vorbește în alte limbi sau un altul. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Altfel, nu există o utilitate, cum am mai spus, pentru toată adunarea. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să trecem la aplicație. Să cerem Domnului să dea și acest dar. Pentru ca să fim zidiți sufletește. Am pus darul deosebirii duhurilor lângă darul limbilor și al vorbirii în alte limbi. Și dea Dumnezeu să putem deosebi cine vorbește și tâlmăcește prin Duhul de cel care nu vorbește sau nu tâlmăcește prin Duhul. Oamenii care au darul tâlmăcirii sunt bineveniți la timpul de rugăciune, la grupuri de misiune, după cum știi, cu deosebirea duhurilor, în mod special sunt bineveniți alături de cei cu darul cunoștinței, când este vorba de trimitere în lucrare, de selectări, pentru ca să fie cunoscută voia lui Dumnezeu și în același timp să fie eliminată lucrarea diavolului. Și acum concluzia, încheierea despre care vă vorbeam. Deci după ce am parcurs în 10 lecții anumite învățături biblice, fără să am pretenția unui studiu exhaustiv, lucrarea Duhului Sfânt este imensă și transcende toată Biblia, vreau să rețineți în final, drept concluzie, și să vă rămână ca subiect de meditație denumirile Duhului Sfânt. Ca să-L putem citi mai bine pe Duhul Sfânt, cine e, ce este, ce face, cum lucrează. Duhul Sfânt este numit în Scriptură de mai multe ori Duhul Domnului. Mă referiți doar, vă dau Zaharia 4:6, fără să le citim. Dar eu chiar v-aș provoca la o temă pentru acasă să căutați cu ajutorul unui concordanțe, de exemplu, ca să vă fie mai ușor, toate denumirile Duhului Sfânt. Sunt o categorie de denumiri legate de dumnezeire, Duhul Domnului. O alta, Duhul Tatălui, Matei 10:20. Alta, Duhul Fiului, Galateni 4:6. Este interesant. E și Duhul Tatălui, e și Duhul Fiului. O alta, Duhul lui Dumnezeu, Romani 8:9. Și în același verset, ăsta, haideți să-l citim. Mai apare sub o denumire. Iată-l. Voi însă nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Locuiesc în noi două duhuri? Nu, unul singur. Dar poartă denumiri diferite. Duhul lui Dumnezeu în prima parte a versetului, Duhul lui Hristos în a doua parte a versetului. Este numit frecvent Duhul Sfânt. Fapte 1:5 în cuvintele Mântuitorului, Fapte 2:33, 38. Este numit, deja intrăm în a doua categorie de denumiri, în funcție de lucrările sale, Duhul Adevărului. Așa l-a numit Domnul Iisus, Ioan 14:17. Duhul Harului, Evrei 10:29. O altă denumire din Evrei, Duhul Cel Veșnic,
Evrei 9 cu 14. Petru îl numește Duhul Slavei, 1 Petru 4 cu 14. Sau Duhul de Viață, Romani 8 cu 2. Așadar, observăm că toată lucrarea, toată opera divină este îmbibată și aparține lucrării Duhului lui Dumnezeu. Am stat, dacă ați observat, o clipă, sub care denumire să-l pronunț? Să zic Duhul Dumnezeu? Să zic Duhul Domnului? N-aș fi greșit în niciuna din variante. În Romani 8 sunt mai multe denumiri ale sale și arătată în ansamblu lucrarea sa. De când ne-am primire de la convertire până la înviere, cum vă spuneam, până când ne transformă la lucrarea lui de mijlocire, este o lucrare care întrece parametrii gândirii, capacității noastre de exprimare și de concepere. Să ne bucurăm că am fost încorporați în această lucrare, că Duhul Sfânt ne-a luat și pe noi în primire, și să rugăm să-și facă lucrarea în biserică la parametrii pe care El îi stabilește. Este multă nevoie de acest Duh al lui Dumnezeu. Cineva spunea că sunt biserici din care dacă Duhul Dumnezeu ar pleca, nu s-ar simți. Că nu este activ. Lucrarea este de factură umană, psihologică, filozofică, intelectuală. Cu cât măsura de Duh este mai mare, cu atât efectele vor fi mai binecuvântate. Pentru că în toate, de la cel ce se ridică și pronunță un prim salut, până la audiția și recitarea cuvintelor, mesajul cântării, cuvintele din rugăciune, toate trebuie să fie în această lungime de undă a Duhului Dumnezeu. Domnul să-L lase peste noi. Știți că există acea polemică, au fost concilii pe tema aceasta, dacă Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl sau și de la Tatăl și de la Fiul. Le-am spune și lor care cred că e numai de la Tatăl să vină peste ei Duhul Tatălui. Celor care cred că și de la Fiul să vină Duhul Tatălui, care e și al Fiului. Dar să vină, ar fi o mare tragedie să filosofăm, să facem doar teologie sistematică sau de altă factură și să fim lipsiți de acest har binecuvântat. Domnul să-și lase Duhul Său peste toți și să lucreze, să fim sensibili la vocea Lui și Dumnezeu să-și desăvârșească lucrarea. Amin.